Salut și bine v-am găsit pe techv.ro. Am avut ocazia să mă gândesc la clipurile pe care le realizez aici pe techv.ro și cred că unele episoade, în special cele dedicate componentelor, trebuie despărțite pe categorii de interes. În cazul unei plăci de bază, de exemplu, un produs complex ce trebuie explicat în detaliu ca să putem înțelege împreună de ce s-a ajuns la un anumit nivel de dotare, complexitate, preț și ce mai vreți voi, un privitor al respectivului material video care este interesat doar de ce accesorii conține cutia sau cum arată softul pus la dispoziție de producător, va sări, cred eu, la întâmplare prin review căutând informația de care este interesat, iar dacă nu o găsește în câteva clicuri, sare repede la altă sursă de informație. Asta face rău atât clipului în sine, pentru că algoritmii YouTube sunt așa cum sunt, cât și utilizatorului care probabil va fi, cred eu, dezamăgit de faptul că nu a putut să găsească informația de care este interesat pe canalul nostru de YouTube sau, mă rog, pe site-ul nostru, așa că am luat hotărârea de a renunța la condensarea informației într-un singur clip a toate cuprinzător și extinderea ei pe parcursul la mai multe clipuri, poate ceva mai scurte, însă nu vă garantez, dar în același timp mai pline de informație pentru o categorie sau alta de utilizatori, urmând să procedăm în acest fel, ori de câte ori un produs mai complex îți face apariția pe site-ul nostru. Până la urmă, fiecare cu ce îl interesează. Unii sunt interesați de cifre și benchmark-uri, alții de facilități, alții de soft, alții de ce este în cutie, așa cum spuneam mai devreme. Așa că, începem azi această nouă modalitate de realizare a episodelor TV.ro cu placa de bază Asus ROG Crosshair 6 Extreme cu unboxing-ul, detalierea porturilor puse la dispoziție pe placa de bază și instalarea sa într-un PC, urmând ca detalierea softurilor integrate de producător și rezultatele testelor, precum și concluziile finale, să vă fie puse la dispoziție în partea a doua a acestui material. Deci, unboxing! Nu există nici cea mai mică îndoială încă de la prima deschidere a cutiei Asus ROG Crosshair 6 Extreme că avem de-a face cu un produs de top destinat pasionaților, overclockerilor și în general celor ce doresc să aibă un PC, una dintre cele mai puternice și mai bine realizate plăci de bază destinate platforme AM4 și procesoarele Ryzen ale AMD. Cum deschidem cutia, deasupra tronează placa noastră de bază de format extended ATX, aparată de un scut din plastic transparent. Dedesubt, haideți să vedem. Găsim ca parte a pachetului standard de accesorii o foaie cu stickere, un manual de utilizare, un set de taguri pentru cablurile SATA, un DVD cu drivere, un cupon cu un cod de reducere de 20% la cablurile customizate produse de cei de la CableMod.com, un ghid de instalare al plăcuței de extensie pentru ventilatoare și senzori de temperatură, un protector de birou pentru cană sau pahar și, în sfârșit, sub acest carton, adevăratul set de accesorii necesare plăcii de bază pentru a funcționa așa cum trebuie la interiorul unui PC. 3 senzori suplimentari de temperatură pentru monitorizarea oricăror componente ne dorim a fi monitorizate, antena wireless pentru că Asus ROG Crosshair 6 Extreme conține și o soluție wireless AC integrată, cablurile de extensie pentru fâșii de LED-uri RGB ce pot fi legate și controlate astfel direct din softul plăcii de bază. În mod curios e prezent și un bridge SLI în această punguță, un badge, iată, pentru carcasă din faimosul logo Asus ROG și ăsta micu ar fi un conector pentru cablurile panoului frontal ale carcasei. Sunt incluse și o punguță cu elemente de fixare pentru SSD-urile de tip NVMe suportate de acest model de placă de bază, o punguță de șuruburi și alte elemente de fixare care trebuie să mărturisesc că nu știu exact pentru ce sunt, probabil pentru plăcuța suplimentară de control al ventilatoarelor. Una, două, trei, patru seturi duble, deci 8 cabluri SATA și la final, însă nu cea de pe urmă, plăcuța externă de control pentru senzorul de temperatură și ventilatoare suplimentare de răcire, inclusă de obicei de Asus doar la plăcile de bază ultra high-end, ceea ce această placă de bază pun pariu că este, împreună cu cablul special de conectare necesar legării acesteia de placa de bază. Bun. Acum că am trecut peste acest unboxing, haideți să aruncăm o privire către placa de bază în sine.
Să vedem la ce conector ne putem aștepta din partea ei, așezarea și poate alte chestii ascunse pe acolo, după care o vom monta într-un PC, urmând ca în viitorul apropiat să aruncăm o privire la softurile incluse de producător și rezultatele obținute pe perioada testării sale. În primul rând vreau să aplaud decizia Asus de a ne oferi în sfârșit o placă de bază a căror principal conector sunt așezat la 90 de grade față de poziția lor obișnuită. Avem parte de un conector de 24 de pin întors la 90 de grade și paralel cu placa în sine și un conector USB 3.0 orientat în același fel, ceea ce ne permite un wire management mai plăcut din punct de vedere estetic decât până acum, pentru că trebuie spus că foarte probabil dacă achiziționați componente high-end ca această placă de bază, vă doriți foarte, foarte probabil și o estetică plăcută a sistemului, iar poziționarea, să zicem, normală a acestor conectori aduce numai neplăceri din acest punct de vedere. Sub acești conectori, între placa în sine și scutul metalic de pe spate, avem inclusă și o bandă de LED-uri dedesubt, pus acolo din considerente estetice, desigur pentru că 2017 și pentru că LED-uri RGB pe care le vom vedea mai târziu, apoi prima parte a sistemului de răcire cu Asus, cu logo-ul Asus ROG, urmat în partea de sus, lângă socketul procesorului, de radiatoare de aluminiu ce asigură răcirea etajului de alimentare a procesorului. Un lucru foarte interesant și un semnal faptului că temperatura SSD-urilor NVMe trebuie luată în considerare, iar acestea trebuie să fie răcite suplimentar, este includerea sub acest slot. Imediat am să vă arăt. Așa, de spuneam, includerea unui astfel de slot NVMe, sau, mă rog, M2 pentru SSD-urile acelea mici, dar foarte, foarte performante, despre care toți știm, sub radiatorul de răcire din partea de jos a plăcii, care asigură protecția unui astfel de SSD așezat în respectiva locație și răcirea sa suplimentară necesară, pentru că de obicei, cu cât este mai rece, cu atât mai mult un astfel de SSD va avea o viață mai lungă și performanțe mai bune. În caz că mai aveți încă un astfel de SSD demontat pe Asus ROG Crosshair 6 Extreme, chiar sub respectivul radiator, este inclus un al doilea slot M2 așezat într-o poziție optimă, departe de căldura plăcii video. Haideți să mutăm înapoi acest shield. E păcat de el, parcă arată mai frumos placa împreună cu el. Cred că trebuie să cercetăm și slotul procesorului, care este de pe acum acel tipic pentru Ryzen, iar aici trebuie să amintesc că Asus este singurul brand la ora actuală care include în designul plăcilor sale de bază, dedicate bineînțeles AMD Ryzen și slotului AM4 și găurile vechi pentru slotul AM3+, astfel încât dacă aveți un cooler mai vechi cu respectivul sistem de montare, adică cel pe AM3 sau AM3+, îl puteți folosi fără adaptoare sau alte adăugiri. Sunt prezente obișnuite de pe acum sloturi DDR4 cu suport oficial conform site-ului Asus pentru sticuri DDR4 la 3200 MHz, dar pot să pun pariu că merg și mai sus, în funcție de kitul pe care îl aveți, care este și frecvența sticurilor ce vor fi montate pe placa de bază ceva mai târziu, două porturi PCI Express 3.0 X16 conectate la procesor, un slot PCI Express 2.0 X16 și 3 sloturi PCI Express X1 care vin de la PCH pentru montarea altor plăci de extensie, o multitudine de porturi de 4 pin pentru ventilatoare de jur împrejurul plăcii, precum și porturi speciale pentru sistemul de răcire ce includ porturi pentru monitorizarea flow-ului, porturi speciale de ventilatoare pentru radiatoarele sistemului de răcire pe apă, ba chiar și porturi suplimentare pentru integrarea senzorilor de temperatură pe care i-ați văzut mai devreme sau chiar a plăcuței separate, ce permite instalarea a câteva ventilatoare ceva mai departe de placa de bază, probabil tot din dorința de a menține o estetică cât mai plăcută și cât mai curată. În spate avem, fără să exagerez, cam toate porturile de care ne putem folosi, indiferent că Asus ROG Crosshair 6 Extreme va fi utilizată pentru workstation, ca baza unui PC de gaming sau orice altceva. În primul rând avem un backplate integrat, care este o idee foarte bună pentru că de multe ori astfel de accesorii se pot pierde, apoi de sus în jos. Butoane de reset pentru BIOS și buton clear CMOS ca să nu mai deschidem PC-ul în caz de overclock nereușit sau alte astfel de scenarii. Conectori pentru placa, pentru antena plăcii de rețea wireless integrate, 6 conectori USB 3.0, 4 conectori USB 2.0, unul dintre ei, cel de aici, cu funcție USB keyboard, poate o să explicăm în viitor în funcție de cerințele voastre ce înseamnă această funcție, 2 USB-uri 3.1, unul cu conector, să zicem, normal și unul cu conector tip C, sloturi pentru
conectarea plăcii de rețea gigabit pe fir și, în sfârșit, conectorii sistemului de sunet împreună, bineînțeles, cu un SPDIF out sau conectorul optic pentru sunet. Înainte de a pune placa de bază în carcasă, trebuie să menționăm și butoanele speciale de power și reset, precum și display-ul numeric din partea de sus a plăcii, foarte folositoare când avem de diagnosticat vreo problemă, iar placa de bază se poate afla în afara carcasei, precum și placa metalică fixată pe spatele plăcii de bază, cu rol de protecție la torsiune în cazul în care sistemele de răcire grele și plăci video voluminoase sunt montate pe ea. În continuare, vom așeza pe această placă de bază un procesor AMD Ryzen R7 1700, cam singurul Ryzen care merită achiziționat de un, să zicem, un cumpărător conștient de bugetul său. Celelalte R7 1700X și R7 1800X, după mine, sunt același chip, numai că na, au probabil ceva mai multă rezistență la voltaj, dar R7 1700 cred că o să putem vedea în curând că poate ajunge la frecvențe impresionante pentru modelul cel mai mic practic din gama Ryzen R7. Așa, 32 de GB de RAM, un cooler Noctua NHD 15 și o placă video Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC Edition, tot de la Asus, două SSD-uri de 512 și alte câteva piese și ventilatoare ce compun, cred eu, un sistem de top high-end chiar, ce poate fi construit cu ajutorul Asus ROG Crosshair 6 Extreme, după care, așa cum spuneam și la început, în episodul următor vom arunca o privire către software și rezultate în teste, precum și eventualele concluzii ce se impun. Deci, asamblare!